Un bărbat de 30 de ani din Timișoara, care conducea o mașină nematriculată a agonit pe străzi în încercarea de a fugi de polițiștii locali. Bărbatul a fost prins în cele din urmă și a fost predat polițiștilor din cadrul IPJ Timiș. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră aflați în patrulare au observat un autoturism cu număr de înmatriculare din Germania care se deplasa pe un sector de drum public cu circulație interzisă în ambele sensuri, cu excepția riveranilor pe strada Gheorghe Doja din Timișoara. Acesta a refuzat să oprească la semnalele regulamentare ale polițiștilor locali și și-a continuat deplasarea pe străzile din zonă în viteză, inclusiv pe pistele pentru bicicliști, fără a ține cont de faptul că punea în pericol ceilalți participanți la trafic. Imediat, echipajul auto al polițiștilor locali a trecut la urmărirea autoturismului care se deplasa cu viteză excesivă. În scurt timp, aceștia au reușit blocarea în trafic a autoturismului și imobilizarea conducătorului auto. Bărbatul care se afla la volan a fost ulterior identificat, acesta are 30 de ani și este din Timișoara. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că autoturismul în cauză nu era înmatriculat, iar plăcuțele de înmatriculare proveneau de la un alt autoturism. Persoana în cauză a fost predată polițiștilor din cadrul biroului rutier Timișoara din cadrul IPJ Timiș în vederea continuării cercetărilor.